Salut, bășacalilor, ce faceți? V-am zis eu pe Instagram că bă, o să filmez un episod în care reacționez la meme-urile voastre, pentru că mereu primesc acolo meme-uri în bara aia de tag la Instagram și am zis, bă, trebuie să fac un video cu asta. Dacă vă place cum este chestia asta, o să facem așa lunar, tot ce trebuie să faceți voi este când faceți meme-uri să-mi dați tag pe Instagram, acolo eu mă uit la toate și facem video. Sincer, chiar am chef să râd, tocmai de asta am așteptat până în momentul ăsta zilei când am pierdut 4 meciuri și am zis, bă, hai... Hai te rog frumos să fii de alea bune, să vină, să râd, să fie fain. La sfârșitul episodului o să fac un top 3 gen de meme-uri care mi-au plăcut cel mai mult. Și ăia din top, știi, care au făcut meme-urile, le pun acolo Instagram în descriere sau numele văd eu, așa că faceți meme-uri și dați-mi tag. Dacă vrei haine și sneakers super cool, intră pe Footshop și alege orice produs îți place. Găsește mărimea, adaugă-l în coș și bagă codul SNEAK pentru o super reducere. Link în descriere. SNEAK Luci, SNEAK Tecuci, SNEAK Muci, SNEAK Gucci. Ce porcării să mor. Tare asta să mor. Le dau like la asta care mi-au plăcut. Le dau la toate like la asta. Am început bine, gen, am început bine. Când ai copiat efectiv tot testul și te miri că ai luat 10. Cum? Eu? Dar cum am luat 10? Gen, n-am învățat. Chacali, vrem o nouă reacție. SNEAK. Nu vreau. Bă, gen, chestia asta, imaginea asta cu mine, nu știu cine a făcut primul meme cu mine, știi, în care am imaginea asta și râd așa ca prostul. Bă, dar s-au făcut o grămadă, bă, s-au făcut template efectiv cu mine, cum râd așa, știi, ca prostul. Prieteni, deci să vezi fază, eram pe stradă și SNEAK. Doamne, ce porcă, da, e adevărat, e adevărat. Eu văzând că moșul nu mi-a adus nimic, cu toate că am fost cu minte tot anul. Când te joci sau când la calculator la ora 4 și intră maică-ta în cameră să vadă dacă dori. Când am făcut eu asta într-un video, bă? Jur, bă, deci tu-ți dai seama că oamenii ăștia chiar stau să uite la video-urile mele și când fac o fază zic, bă, da, ăsta e de meme, frate, m-am apucat să fac un meme. Cu toate că nu mi-am mint, fac chestii în video, dar numai, nu știu cum fac chestii de-astea, așa prostești când mă pun așa pe poartă și efectiv stau așa, gen, asta nu mi-am mintesc. Eu vreau ca SNEAK să posteze pe YouTube. Ce postează SNEAK de fapt, adevărat aici. Adică toată lumea vrea reacții, cum ar veni. Dar o să postez, ăștia care sunteți aici, o să postez o reacție de Crăciun. Dacă ziceți cuvântul, cuvântul șosetă în comentarii, voi posta reacții de Crăciun. Cât mai multe comentarii, peste 1000 de comentarii cu șosetă. Reacțiile lui SNEAK, clipurile cu Minecraft ale lui SNEAK. YouTuber fără idei de postat, sperând să crească în abonați. Acolo. Șacari, salut SNEAK, îmi poți spune, te rog, cum ai făcut sală de rață așa, SNEAK? Andrew lucrând la proiectul și tu le Selena. Eu uitându-mă la Andrew ce face chiar dacă nu înțelege nimic. Fix așa o pot, jur. SNEAK în fiecare dimineață să merg astăzi la facultate. Aoleu, bă, așa, în fiecare dimineață, jur. Vine Crash, comportă-te normal, tu. Jur! Hai de capul meu! Mai, Doamne, ador efectul ăsta! Du-te, bă, asta e cea mai bună de până acum! Cea mai bună! Nu ai învățat nimic despre articulația cotului! Eu am acum mâna ruptă! Bă, asta dacă mă urmăriți pe Insta, știți că am avut examen la anatomie și cum ar veni, am avut oase de desenat și de învățat toate oasele și articulațiile și mușii, tendoane și tot. Și cum ar veni, intru acolo în sală frumos, iau bilet, văd acolo articulația osului, articulația cotului, zic, știi ce fac acum? Știi? Și mi-am amintit eu cumva că prin casa așa mi-am rupt mâna și când mi-o făcea doctorul, știi, mi-am rupt mi-a furat-o în două locuri, știi? Și osul ăsta radio și urna asta deasupra, știi cum ar veni și am zis, a, ia uite că știu totuși ceva, știi cum se leagă aici cu humerus, cu aici, știi, wow! Și nu doar că am trecut cu 8, pentru că, piu, bam, exact, deb în 2020. Când te uiți după una bună. Ce meme random, frate, jur. Apreciez foarte tare faptul când intru acolo la taguri pe profilul meu de Insta și vede efectiv tot felul de oameni care pun poze cu ei, pun poze la ce au făcut,
pun orice altceva, dar nu cu mine, dar îmi dau tax și mi-a apar acolo, gen, e tare, frate, cum, vreau cineva să vadă, băi, oare, care-s pozele astea în care-i sneaked ăsta, vreau și eu să-l văd în alte poze. Vede acolo pe Andreiuțul 25 cum a postat apusul de soare, wow, cât de tare. Nick, pui și tu săptămâna reacțiilor 2? Sneak, no, no. No, ador, deci template-ul ăsta cu Bugs Bunny cel mai tare, frate, să pun. No. Vai de capul meu. Vai de capul meu, vai. Wow, ce bună mima mea asta, să mor eu. Asta pentru ăștia din urmăriți Finsta, am zis eu după ce mi-am luat barba, ca apropo, mi-am luat barba, am făcut o poză și am zis că arăt ca un vampir, știi? Și poza asta e cu cum ar veni cu aia din Twilight cu vampiri, știi? Mă rog, are sens, dar mă rog, are sens, dar nu trebuie să o explic, eu nu am. De rest faci glume, vorbești toată ora și pune doi colegule de bancă și nu ții eu. Oh. Da. Când mănânci cu ăla și găsești o coajă de nucă. Vai de capul meu, de câte ori mi s-a întâmplat asta, bă, să mor eu. Bă, mănânci acolo, știi, frumos și cu răhățelul ăla, știi, pe care mănânci așa, un pic de dulce, un pic de pâiniță de aia. Mamă, și muștea la înși, l-am dat acolo, la măseapă, fix la măseapă, coaja aia de nucă. Cum îți imaginezi că arăți după ce ridici în scaun? Băi, când pun poze de-astea sau dacă aș apărea random, gen, fără niciun scris, fără nici așa, gen, nu pare așa moza, bă, dacă îmi pune cineva un scris, așa, știi, și chiar îți imaginezi cum vine situația aia, știi, acțiunea aia, nu știu, devine mai amuzant de 5 ori, bine, asta așa nu mi-a dat, mă rog. De când e arată la Alberto, Brașov pe Minecraft, mai dă capul meu pe Minecraft, bă, au făcut oamenii meme cu Minecraft, bă, și eu n-am mai postat Minecraft, bă. I-a arăt la Alberto, frate, ursul meu de pe Minecraft. Vai, vai. Ai găsit încă un video. Viața, cu tine vreau să-mi petrec viața. Scuze. FBI, open up! Mamă, ești prost, ce fake e video-ul ăsta. Bun, 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 ăsta-i pe locul 2, zona. Aoleu, Valentine, mă omori, Valentine. Bă, o stat omul să caute. Bă, videoclipul ăsta cu mine când fugeam pe ploaie undeva, când eram în clasa 9, bă, deci eram în clasa 9, jur, și acum la facultate, tu-ți dai seama? Bă, asta nu mai este o mimuri de calitate, bă, astea, bă, nu așa doar cum scris, astea, bă, Valentine, oameni, bă. Follow la Sneaky, au curat cel mai tare fanpage, dă-te încolo, Sneaky au curat și Sneaky aia cel mai tare fanpage. Profesoara, la mine în clasă nu se aude nici musca, cei din ultima bancă. Cât de greșită e asta, bă, jur. Tu dai seama poză cu mine random, cum a ținut așa piciorul la cameră și mă scad prin așa între degete la picioare. Vai de capă, bă, ce greșită e asta. Bă, da, bune meme-urile, da, bune. Bă, da, hai să intrăm așa un pic. Am eu o de asta, un highlight aici pe Insta, unde postam meme-uri acum un an jumate, dacă nu mă înșel. Și le postam, avea o zi pe săptămână în care le postam numai meme-uri. Știi, aveam vinerea meme sau cum aveam eu aici, nu mai știu. Uite, gen un meme de asta. N-are niciun sens, dar e mimă. Ce amuzant, gen în genul ăsta. Vai, ce mimă ăsta. Cu ăsta, mamă, mi-aduc aminte când, mamă, tot Valentin, frate, tipul ăsta care are sneaky aur curat, mamă. Bă, când mi-au făcut meme-ul ăsta, bă, nu cam râs, i-am arătat lui Michael, i-am arătat cu toată familia, bă. Vai de cap, bă, cât de greșit, bă, cât de greșit, jur. Da, cam astea au fost mimurile pentru episodul ăsta. Nu uitați să mai faceți mimuri, să-mi dați acolo tag pe Insta. Mai facem un episod dacă ăsta prinde și, mă rog, vă place. Cred că topul este ăla cu hitulețele pe primul loc, dacă nu mă înșel. Pe locul 2 mi-a plăcut ăla cu când eram pe Omega și a intrat bodyguard peste mine și eu fugeam. Așa, și pe locul 3 mi se pare că e ăla cu că nu s-aude nimic în clasa mea și cu ea din ultima bancă care stau așa cu picioarele, știi? Ăsta-i topul meu de 3, o să pun acolo Instagramul în descriere. Dar ce să vă zic, măi prieteni, sper că v-a plăcut acest meme episod sau meme clip.
Trebuie să găsesc un nume pentru seria asta dacă mai faci. Dar nu uitați de un follow pe Instagram, acolo cuvântul șosetă în comentarii, ca să postăm reacții de Crăciun neapărat peste 1000 de comentarii cu cuvântul șosetă. Aveți grijă de voi și ne vedem. V-am pupat. Pa, pa!